În bisericile din protopopiatul Mușcelului, începutul sărbătorilor de iarnă a sosit cu tradiționalele colinde. Corul preoților din protopopiat a deschis seria colindelor la Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din cartierul Vișoi al municipiului Câmpulung. Noi venim în ocean, florile date, să trăiești gază mulți ani, flori de mărumenișorul, să ai casa luminată, florile date, copii sănătoși la masă, flori de mărumenișorul. Masa plină tot anul, florile date. Așa să-ți ajute Domnul, flori de mărumenișorul. Ascultați voi, case mari, florile date. Ascultați roguri, florile date. Pentru cei prezenți a fost un moment special unde tradiția și spiritualitatea au lăsat urme adânci în inimile ascultătorilor. Din an în an sosesc mereu, la geam cu Moș Ajun, e ger cumplit, e drumul greu, dar obicei străbun. Iubiți credincioși, acum 10 ani, împreună cu colegii mei, preoți și teologi ai protoieriei Câmpulung Mușcel, ne-am hotărât să formăm această corală care să încânte inimile și să ne pregătească de marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin frumoasele colinde pe care încercăm să le transmitem dumneavoastră și nouă tuturor, acum înainte de Sfânta și Marea Sărbătoare a Nașterii lui Hristos. În perioada următoare până la nașterea Domnului, corul preoților va colinda și în alte biserici din protopopiatul Mușcel.